cu renume din folclorul nostru românesc. Așadar, acum vreau să-l chem în fața dumneavoastră pe domnul Ionel Marcu. Haideți, haideți! Bună seara și Hristos a înviat! Bună seara și adevărat a înviat! Ce faceți, domne? Ce să facem? De când nu ne-am mai întâlnit, cred că avem 2 luni și da, ceva. Da, da, da. Când ați fost la filmările de la, da, de la da, Vâlcea. Așa este. Ce proiecte păi, ați adus în, în această seară? De... Am două cântece noi, după noul album, ce a apărut acum o lună și jumătate, și am să vi le prezint cu mare drag. Un cântec de dragoste, care mă reprezintă, și un cântec la fel de voios, îndrăgit la noi, la Vișina Veche, de Olt. Ha, atunci, haideți să vă ascultăm, domnul Ionel Marcu, după care o să mai vorbim despre proiectele pe care le aveți cu, cu grupul Vișinarii, sigur, din Vișinarii Vechi, da? Vișina Veche, Vișina Veche, așa. Da, da. Bun. Pentru dumneavoastră, Ionel Marcu! Pierdute, am făcut pute pe frunte. Orice-ar fi, nu-mi pare rău, ce-am iubit știu numai eu. Alte rele n-am făcut, am iubit ce mi-a plăcut, mă. Când eram eu băietan, măi, câte trei mândre iubeam, măi, una de-al și alta-n vale, alta pe la tia mare. Mureau fetele de mine, c-aveam bani și arătam bine. Eram mândru și fălos, mă purtam numai frumos, măi. Ce-am făcut cu ea, măi, că la târg nu am vândut-o, nici la pirt nu am băut-o. Așa repede-a trecut, de parcă nici n-am știut, când mi-e mai drag să trăiesc, de mândra să-mi-o iubesc, măi. Așa repede-a trecut, ca frunza dusă de vânt, când mi-e mai drag să trăiesc, ce folos că-mi bătrânesc, măi. Mai am una-n slătioară, cu codița gălioară.
Mișei. Dovera Potlogei. Ziua lucrează-n solar, seara-mi dau gurița iar. Mai am una în galbina, de mi-o cheamă Ina. Ce mi-o cheamă Niulița. Luna pe la vișina mi-a pus pe joanima. Luna pe la vișina mi-a pus pe joanima. Vasilica, a dat la o vârșia, așteaptă să ajung la ea, să-mi facă turtă cu miere pe lupta inimii mele. Și are patru făcut pe mâna ei să mă culc, mă. Să știți că aveți vocea ca lui domnul regretatul Ion Dolănescu. V-a mai spus cineva? Mulțumesc, mulțumesc. Chiar dânsul mi-a zis că... A, deci v-ați și întâlnit cu dumneavoastră când da, trăia. Și mi-a zis să-mi schimb vocea, adică să cânt în vocea mea, pentru că niciodată nu mă voi afirma. Deci, a, să nu vă afirmați cu vocea lui, da, sau cum? Da, da, deci nu mă voi face... La microfon. Mă voi fi consacrat niciodată dacă voi cânta cântecele dânsului. Da, nu, lăsați că nu, dumneavoastră vă afirmați pe piesele pe care dumneavoastră le aveți. Da, da, da. De unde vă culegeți textele din piese? Textele le culegem din zona noastră de acolo, de la Corabia, zona de sud a Romanațiului, dar CD-ul de față include 20 de piese. Haideți să arătăm CD-ul, unde l-aveți CD-ul? Nici CD-ul acolo, cumva. Bun. Și avem cântece, v-am zis, de dragoste, cântece bătrânești, culese și le cântăm exact așa cum le-am cules. Am înțeles. Grupul, grupul Vișinarii. Folcloric Vișinarii, pe care eu l-am înființat în urmă cu 15 ani. Uh-huh. Da. E compus din 8 băieți. Păi haideți să-i chemăm și pe ei. Haideți! Haideți! Haideți. Suntem într-o formație mai restrânsă de data asta. Bună seara și Hristos a înviat! Adevărat înviat! Bună seara, ce faceți? A venit alături de domnul Ionel Marcu. Director Ionel Marcu, dintre care îl respectăm foarte mult că a ținut de noi în permanență. Și eu mă numesc Florian Tănase, din grupul Vișinarii, unul din vechi, unul dintre primii membri ai grupului Vișinarii, care s-a bătut foarte mult ca să țină acest grup și financiar... Alături de domnul Ionel Marcu, că dacă nu era dumnealui... Dacă nu era dumnealui, nici nu ne formam, că n-avem... El a ținut în permanență de noi. Domnul Ionel Marcu, văd că... Îi doresc succes în continuare. Dar și dumneavoastră. Și nu... Da. Bun. Aveți alături copilul dumneavoastră, da, care l-ați... Aia... adăugat și pe el în grupul care, folcloric. No, atât mie cât și lui maică-sa, ne e foarte drag să-l vedem cântând. Ceea ce încearcă și eu mă străduiesc din toate puterile mele. Știu că a scos acum câteva piese. Da, da, am imprimat 5 piese acum câteva zile. Și păi să vă în premieră la noi, în emisiune, să vină cu piesele. Pe viitor. Pe viitor, sigur, da. Da, deci promiteți în fața micilor promite, reclame. Promitem că o să... Că veniți cu copilul o să, vine, da, să vedem ce poate, nu? Două cântece în duet și trei le cântă singur. Am înțeles. Da, da. Atunci, domnul Ionel, haideți să vă las să ne încântați cu grupul pe care dumneavoastră îl coordonați. Hai, pentru dumneavoastră, grupul folcloric Vișinari. Thank you.
vreau să știți că foarte frumoase aceste piese. Da, mulțumim, mulțumim. Aveți proiecte pe viitor pentru ce vă iubesc în muzica? Da, avem câteva piese culese și continuăm să culegem și să imprimăm, dacă spre finele anului 2017, să mai imprimăm un alt CD. Dacă o vrea bunul Dumnezeu. Exact, acesta este primul album pe care... Primul album, da. Vreți să scoateți și al doilea și uite așa mai departe. Bun. Dedicații muzicale aveți pentru prietenii dumneavoastră, pentru familiile. Haideți să o luăm așa. Dedicații muzicale am pentru toată lumea care îi place muzica populară și în general. Și pentru soție nimic. Pentru soție, așa, care o iubesc foarte mult și copiii. Și două fetițe, că am două fetițe. Da, mulțumesc, anul acesta chiar are nunta amare. Pe colegul dumneavoastră, domnul Mare. I-am invitat să știe dinainte. Așa își dorea și eu, cum a zis și antevorbitorul meu, colegul meu, de exemplu, și eu urez multă sănătate și cu tot dragul să mă asculte copiii mei care se află în Timișoara, toți trei, și nepoții, care totdeauna mă văd și îmi spune, tati, te-am văzut, tati, te-am văzut, te-am văzut, tati, te-am văzut. Eu, în primul rând, doresc multă sănătate, fericire familiei mele care mă susține și care mă înțelege de fiecare dată. În al doilea rând, fac o dedicație tuturor vișinarilor care ne susțin de fiecare dată când avem spectacole și ne încurajează, merge și reprezentațiile cu cinste, comuna și nu știu ce. Da. Și tuturor celor care îndrăgesc folclorul românesc. Românesc, exact. Dați-i microfonul. Eu dedic aceste cântece pentru toți prietenii mei și pentru doamna dirigintă. În ce clasă ești? Ia spune. A 8-a. A 8-a. Cum zice? Nu, capacitatea. Capacitatea, dai capacitatea. Da. Dedic aceste cântece, folclorice, care sunt culese cu mare drag de maestru Marcu, împreună cu noi, care ne-am oferit să fim alături. Dedic aceste două cântece, copiilor mei, Daniela și Cătălin, soției mele, Florinela, și mamei mele. Am înțeles. Bun. Eu vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră și vă invit să luați loc până mai chefuim, o să ne distrăm tot. Așadar, urmează o altă interpretă de muzică populară din Slatina, pe numele ei Felicia Georgescu. Bună seara, draga mea! Și spun și eu, Hristos a înviat, ce faci? Bună seara, adevărat a înviat, bine v-am găsit, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, de voi, de toți, de telespectatori. Cu ce piesă ai venit în această seară, tematica lor? În această seară voi cânta o piesă pentru mamă, o piesă foarte frumoasă, o piesă și pentru dușmani, toți avem. Păi, clar, dacă nu avem dușmani, nu existăm, până la urmă. Și a treia piesă, o piesă mai antrenantă, Lacrimă de jar. Bun, pentru dumneavoastră, Felicia Georgescu! Ții posturi pentru mine, mamă, să te rogi la Dumnezeu, mamă, să mă ferească de rău, mamă. Dacă sufletul plânge, numai mama mă înțelege, ea mă iartă și mă crege. Mama, tu ne povești
lumea-i curvă și rea, mamă, că la cine dau să mânce, mamă, ca și Iuda el mă vinge, mamă. Dacă sufletul plânge, numai mama mă înțelege, ea mă iartă și mă crece. Lângă mine vrea să fii.